Salutare tuturor! Astăzi vorbesc despre cum funcționează Marte retrograd în zodii, în harta natală. În harta natală, Marte retrograd poate influența modul în care nativul își manifestă energia, agresivitatea, inițiativa și dorința de a acționa și modul cum ia decizii. Atunci când Marte este retrograd, aceste domenii de viață pot fi perturbate sau exprimate într-un mod diferit față de varianta normală, standard, cum se spune. Retrogradarea nu înseamnă că planeta se mișcă înapoi, ci că din perspectiva Pământului, că noi pe Pământ trăim momentan, pare să facă acest lucru. Această iluzie optică este cauzată de diferențele de viteză a orbitei dintre Pământ și Marte. În principiu, nativul cu Marte retrograd în harta natală poate avea tendința de a interioriza furia și frustrarea sau de a-și reevalua metodele de acțiune și de a-și reconsidera obiectivele. Această retrogradare poate oferi și oportunități pentru introspecție și dezvoltare personală, deoarece forțează nativul să privească în interior pentru a înțelege mai bine propriile impulsuri și motivații. Ideea e că orice retrogradare a oricărei planete nu aduce exclusiv numai chestiuni negative. Oamenii pun accentul și dau atenție mai mare asupra părții negative a vieții decât părții pozitive sau a ceea ce se poate face cu ceea ce avem. Știți vorba aia, fă rai din ce ai. Ok, ai Marte retrograd în harta natală, folosește-l la maxim ca să dai rezultate potrivite dezvoltării tale. Hai să vedem cum funcționează Marte retrograd în fiecare zodie. Atunci când Marte este retrograd în berbec, energia tipică a berbecului poate fi blocată sau exprimată într-un mod diferit. Se știe că Marte stăpânește berbecul, deci este în demnitate. Nativul poate avea dificultăți în a-și exprima dorințele și poate simți o lipsă a direcției. Nu o vede foarte clar sau e nevoie să revină de multe ori la importanța alegerii direcției corecte. Frustrarea, într-adevăr, poate fi o problemă majoră, deoarece energia berbecului, care în mod natural este foarte directă și explosivă, este reținută și e nevoie să fie canalizată într-o variantă constructivă pentru a nu avea efecte negative atât în viața nativului cât și în viața celor din jur. Să știe că berbecul e direct, nu are răbdare, vrea să facă lucrurile repede și în acest context s-ar putea să se simtă pur și simplu că nu poate funcționa în viteza obișnuită. De aceea s-ar putea nativul să fie mai rezervat sau mai precaut decât ceilalți nativi cu Marte în berbec, dar în mers direct. Nativul poate avea dificultăți de a-și afirma nevoile și dorințele, de a și duce la frustrare. E un proces de învățare și dezvoltare personală în care nativul e nevoie să învețe, să gestioneze, să canalizeze această energie și această agresivitate într-un mod, să zicem, constructiv. În relații, acest Marte retrograd în berbec poate crea provocări în modul cum transmite nativul dorințele și nevoile sale partenerului. De aceea s-ar putea nativul să evite confruntările directe, ceea ce poate să ducă la tensiuni, pentru că partenerul nu o să ghicească niciodată care de fapt sunt nevoile nativului. De aceea e nevoie de o comunicare și răbdare în relații. Pentru că ambii parteneri e nevoie să înțeleagă această dinamică și să creeze un mediu sigur și deschis pentru exprimarea sentimentelor și a frustrărilor. De ce? Pentru că dacă nativul cu Marte în berbec ține prea mult în el ceea ce îl frustrează,
la un dat va face implozie. Și când face implozie, efectele sunt mult mai drastice, inclusiv asupra partenerului de viață. Și atunci nu suferă numai cel care s-a frustrat o perioadă lungă, ci și cel care este cel mai apropiat, adică partenerul de viață al nativului. În carieră, acest Marte retrograd în Berbec poate indica dificultăți în inițierea de noi proiecte sau în asumarea anumitor riscuri. De exemplu, dacă nativul vrea să fie antreprenor, are niște rețineri, poate că nu are încredere destul în propriile forțe. Bine, nu e neapărat doar să ai încredere în tine, că e nevoie să fii și organizat ca să dai drumul la un business. Nativul are nevoie de un timp suplimentar pentru a-și clarifica obiectivele și pentru a-și dezvolta încrederea în abilitățile necesare. Dar odată ce își găsește calea, poate fi foarte dedicat și hotărât să reușească, pentru că deja și-a luat destul de mult timp ca să se pregătească și atunci este mai mult decât pregătit. Important este să nu amâne foarte mult această inițiativă. Marte retrograd în Taur. Ok, se știe că Taurul este cunoscut pentru stabilitate, determinare și nevoia de confort. Taurii sunt practici, răbdători și au o capacitate remarcabilă de a persevera în ceea ce își doresc să realizeze. Dar atunci când e retrograd, poate aduce provocări legate de motivare și inițiativă. Și atunci nativul este mai lent. Așa de lent încât văzut din exterior pare că nu mișcă nimic. E nevoie de mai mult timp ca să găsească soluțiile practice pentru a acționa. Să învețe să-și gestioneze energia și resursele într-o variantă cât mai eficientă. Și asta ia timp, pentru că asta nu ne învață nimeni. În relații, acest retrogradar al Marte în Taur poate fi perceput ca foarte încăpățânat și inflexibil. Ok, oricum Taurul poate fi încăpățânat, dar cu Marte în retrograd în Taur e și mai fi. Pentru că e rezultatul dorinței de a menține stabilitatea și securitatea în propria viață. De aceea, partenerii acestor nativi e nevoie să fie răbdători, să înțeleagă nevoia nativilor de siguranță și confort. Și eventual să vină să îl ajute pe nativ să înțeleagă că o nevoie excesivă în a rămâne într-un anumit stadiu poate să blocheze evoluția nativului. Ok, asta nu e o tragedie așa maximă, pentru că sunt mulți oameni care rămân înțepeniți în proiect toată viața și nu se întâmplă nimic, nici de bine, nici de rău. Asta depinde și cum percepi ei această blocare, pentru că unora le convine. Nu risc, nu câștig, dar nici nu pierd. În carieră, nativul cu Marte retrograd în Taur are o abordare lentă și metodică a muncii. De aceea au nevoie mai mult timp să pregătească pentru a lansa sau a intra în anumite proiecte. Ei vor neapărat să înțeleagă în ce constă în proiectul ăsta și ce au de câștigat la afacerea asta. Dar odată ce intră într-un anumit ritm, sunt foarte perseverenți și dedicați, adică aici nu-i bate nimeni. Adică s-ar putea să rămână singur cuc pe drumul proiectului, că nu renunță. Aici care e riscul? Pentru că, de exemplu, pe parcursul unui proiect, poți să constați că, de fapt, acel proiect nu duce nicăieri. Mai se mai întâmplă. Și atunci e nevoie să te oprești. E, cu Marte retrograd în Taur, e posibil ca acest nativ să nu vrea să zică, domnule, am început, nu mă las până nu duc la capăt. Chiar că nevoia sau necesitatea acelui proiect nu mai este valabilă. E adevărat că această poziție a lui Marte retrograd în Taur poate indica și poate fi benefic, mai ales dacă nativul lucrează în anumite domenii care necesită răbdare,
și perseverență la maxim. Și muncă repetitivă, ceea ce nu toată lumea suportă. Marte retrograd în Gemeni. Geminii fiind un semn de aer, cunoscut pentru curiozitate, adaptabilitate, abilități excelente de comunicare, sociabil și sunt întotdeauna în căutarea de noi experiențe. Ecu Marte retrograd aduce provocări legate de comunicare care poate fi dispersată, inconsistentă, incapacitatea de a se concentra pe un anumit domeniu. Pe de altă parte, poate fi tendința de a analiza excesiv situațiile și de a evita confruntările directe. Și atunci analizează o chestie până o face mărunt, mărunt. Bine, aici poate fi și avantaj, dar depinde cât timp se dă pentru această analiză. E nevoie să învețe să-și gestioneze energia mentală și fizică într-o variantă eficientă. În relații, această poziție a lui Marte poate să inducă inconsistență și nehotărâre, pentru că evită conflictele și e și o lipsă de angajament aici, pentru că nu sunt siguri dacă angajamentul ăla duce la ceva ce este ok și pentru ei. De aceea partenerii acestor nativ e nevoie să fie înțelegător și să creeze un mediu deschis către comunicare. Fără judecată, fără frustrare, fără ceartă, doar, domne, eu chiar vreau să știu cum pot să te ajut ca să ieșim din stadiul ăsta. Pentru că nu prea ne înțelegem. În carieră, nativul are o abordare analitică asupra muncii, are tendința să gândească mai mult decât e cazul la soluții, de exemplu, dacă are o idee, nu aruncă așa în aer, pentru că riscul de a da cu virgulă e foarte mare. E nevoie să cântărească, să compare anumite idei, decizii și pentru a stabili ce obiective sunt necesare de a le realiza. Pot fi foarte creativi, pe de altă parte sunt potriviți pentru cariere care au legătură cu comunicarea și gândirea critică, în modul cum folosește informația și cum o dă mai departe. Marte retrograd în Rac. Racul se știe că are și el chestiunea asta cu stabilitatea, e empatic, simte nevoia de a avea legături puternice cu familia, casa și rădăcinile, sunt intuitiv, protector și emoționali. Aici provocarea este modul cum își exprimă emoțiile și dorințele. Nativii pot părea mai retrași și mai sensibili decât cei cu Marte direct în acest semn. Deci o iau personal destul de mult. Tot așa, își interiorizează furia și frustrarea și e nevoie să învețe să-și gestioneze emoțiile. Pentru că altfel nu poate funcționa normal și natural. În relații, acest Marte duce ca nativii să fie percepuți ca fiind prea sensibil și emoțional. Mai ales că această tendință este rezultatul unei nevoi de a menține armonia și securitatea emoțională. De aceea, partenerii acestor nativi e nevoie să fie foarte deschiși, empatici și să înțeleagă această tendință a nativului. În carieră, nativul protejează zona asta a muncii. Pot fi dedicat și protector față de proiecte și inclusiv față de colegi, deci îi e un fel de cloșcă, da? Și are tendința să-i apere pe toți din echipa respectivă. E adevărat că această poziție a lui Marte este potrivită pentru carierele care necesită empatie și îngrijire față de alții. Da, hai să o luăm așa, ca să putem să-i îngrijim pe alții și să-i protejăm, cu condiția să nu fie excesiv, că după aia îi handicapăm pe oamenii aia. În primul rând, e nevoie ca noi să ne simțim securizați și îngrijiți. Adică
pornim de la noi și apoi ne ducem către ceilalți. Dar într-o variantă echilibrată, nu excesivă, pentru că excesul duce la alte excese. Marte retrogradă în Leu. Ok, Leu e semn de foc, are treabă cu încrederea, creativitatea, nevoia de a fi în centrul atenției, de fapt să-și dovedească calitățile de lider. Asta are nevoie nativul cu Marte în Leu. Leii sunt carismatici, loiali și au o capacitate de a inspira pe alții. Cu Marte retrograd în Leu, există provocări în exprimarea creativității și în modul cum se afișează și acționează atunci când e în mijlocul atenției. E, de obicei, manifestarea este energică, directă și pasională al lui Marte în Leu. Dar fi retrogradă, s-ar putea să aibă o abordare mai reținută. Pentru că au tendința să-și reevalueze constant valoarea și să analizeze în exces modul cum își folosește creativitatea. E nevoie să învețe cum să-și gestioneze ego-ul și dorința de recunoaștere într-o variantă sănătoasă. Adică ori să duce și cere atenție cu forța, ori simte că nu-l bagă nimeni în seamă și iar se frustrează și nu știe ce să facă. În relație, acest Marte retrograd în Leu pot trece prin mai multe stări. Ori sunt prea mândri și cer drepturile cu putere și forță, ori sunt prea retrași și nativul este și partenerul nativului este dezorientat pentru că nu știe cum să abordeze situația. Nativul e nevoie să învețe cum să gestioneze respingerea sau eșecul. Adică, cum ar veni, mari lideri ai acestei lumi au învățat, mai ales din momentele grele, când au fost respinși sau când au avut eșec. Nimeni în viața asta n-a avut numai succes, mai ales ei. Pentru că nativii au și riscat mult. Și când riști mult, poți să și pierzi, dar poți să și câștigi. Ei, și ăsta e un exercițiu de învățare. În relații, partenerul acestui nativ e nevoie să fie înțelegător și să învețe să aprecieze și să încurajeze nativul cu Marte retrograd în Leu pentru a-l scoate din starea aceea incertă, inclusiv pentru el. În carieră, nativul are nevoie de mai mult timp pentru a-și găsi vocația și pentru a-și dezvolta încrederea în abilitățile și talentele sale. Dar odată ce și-au găsit calea, pot fi foarte dedicați și creativi. Sunt favorizați pentru orice activitate care are legătură cu creativitatea, leadership-ul, dar și pedagogia sau mentoratul, pentru că poate să inspire pe alții. Marte retrograd în Fecioară. Ok, Fecioara este semn de pământ, cu atenție la detalii, tendința spre perfecționism, are abilități analitice, sunt meticuloase, practice și foarte orientate spre muncă și a oferi servicii utile celorlalți. Cu Marte retrograd în Fecioară, nativul are provocarea în modul cum gestionează tendința asta spre perfecționism. Poate să nativul să fie mai critic, mai ales cu el și după aia cu ceilalți. Și există o dificultate în a gestiona această capacitate de a fi critic. A fi critic în exces este o sabotare, atât a propriei persoane cât și a celorlalți. Și atunci e nevoie să gândească foarte bine acest nativ ce face cu această energie. Pentru că poate să fie autosabotare sau poate să fie o posibilitate de a corecta ceea ce e nevoie de corectat. Dar dacă o ține langa cu critica, nu mai vede nimic bun în ceea ce face el sau ceilalți. Își reevaluează constant acțiunile, ceea ce până la un punct e corect. Dar căutând perfecțiunea cu orice preț, aici dă cu virgulă. Marte retrograd în Fecioară, în relații, indică
tendința asta între a ieși la rampă și a critica sau a se retrage în propria cochilie. Și astea, tendințele astea care sunt extreme, iar derutează partenerul. De aceea partenerul acestui nativ e nevoie să dea de înțeles că o critică constructivă este binevenită, dar o critică permanentă, în formă continuată, nu numai că îl sabotează pe nativ, dar poate să strice relațiile de orice fel. Nimeni nu are chef să fie criticat permanent. Se poate puncta anumite chestiuni, dar nu poți să construiești nimic pe critică excesivă. În carieră, acest Marte retrograd în Fecioară este potrivit pentru cariere unde necesită atenție la detalii și abilități analitice. E adevărat că s-ar putea să existe tendința de a sta foarte mult și a se duce cu totul în detalii și în analiză, și cercetarea este potrivită pentru acest nativ, dar odată rafinată această cercetare, analiză, poate să ducă la un rezultat extraordinar. E adevărat că nativul nu e nevoie să se implice singur în chestia asta, dar el e nevoie să identifice unde îi se potrivește într-un proiect, de exemplu, ce fel de activitate îi se potrivește cel mai bine. Mai ales că partea asta de atenție la detalii și abilități analitice s-ar putea să-l ducă într-o activitate care lucrează el cu el, nu în echipă cu alții. Poate să facă parte din echipă, dar munca lui exclusiv unilaterală. Și pe aceea vine și spune, uitați care e rezultatul. Mai ales că Marte în Fecioară poate să aibă și gândire strategică, dar cu condiția să treacă dincolo de excese, adică exces de critică, exces de atenție la detalii, exces de gândire, adică să, de exemplu, un proiect are 6 luni și tu stai 6 luni doar să analizezi când tu trebuie să-l termin de mult. Adică, ok, despre asta zic. Marte retrograd în balanță. Ok, să știe, balanța, semn de aer, cu dorință de armonie, echilibru și relații armonioase, sunt sociabile, diplomate și au capacitatea remarcabilă de a media conflictele. Acest nativ poate să fie ezitant în a-și exprima opiniile, din frica de a greși, de a fi judecat, de a fi contrazis și de a apărea un conflict. Dorința de cooperare este foarte mare. Tocmai de aceea e pus în situația să gestioneze conflictele, ceea ce presupune că inevitabil va atrage anumite situații conflictuale în viața sa. Și atunci, și tocmai de aceea, ca să învețe. Așa că, ok, nu vă duceți cu capul înainte în conflicte, dar nici nu le evitați cu totul. Că așa niciodată nu veți învăța cum să gestionați astfel de situații. Mai o chestie cu luatul deciziilor. Aici s-ar putea să fie cu duș întors. E nevoie de a înțelege ce este corect și ce nu în situația respectivă. Dar nu trebuie să ducă la extreme, pentru că varianta echilibrată sau armonioasă a unei decizii nu este foarte stabilă. Odată luat o decizie, treci la acțiune, dar cu gândul că nu toate se vor desfășura într-o variantă așa armonioasă. Întotdeauna în viață există și situații în care, luând odată o decizie, există și un risc în toate astea. Și e nevoie să ne asumăm și această situație. În relații, nativul dorind să menține armonia în relații, poate să le fie foarte greu să spună nu, să refuze anumite solicitări, să își exprime dorințele și nevoile cu claritate, doar din jenă că va deranja sau
va apărea un conflict. Păi, tocmai Marte retrograd în balanță vă pune în situația de a învăța să aveți curaj, să aveți opiniile voastre bazate pe nevoile pe care le aveți. Asta este provocarea, de fapt, a acestei poziții al Marte. În carieră, e bine să nu fiți puși în situația să luați decizii. Deci, puteți, dar în schimb, puteți veni cu mai multe propuneri, soluții și în discuție cu ceilalți să se ia o decizie, nu neapărat o luați voi. Și atunci să stabilesc și niște obiectivul clar. Da? Și atunci vă liniștiți și voi, vă bucurați că v-ați exprimat ideea, deci nu vă abțineți. Da? Sunteți foarte potriviți în mediere și cooperare. Oamenii vor să vă cunoască opiniile. Nu vă fie frică că sunteți judecați sau cenzurați. Da, sunt unii care ne cenzurează, dar asta nu înseamnă că ne lăsăm. Îi lăsăm să dea din gură și noi, până la urmă, tot ne spunem părerea. Că, de fapt, ce înseamnă a spune o opinie? Opinia este o părere care poate fi acceptată sau nu de către ceilalți. Dar este o mare eliberare interioară atunci când putem să ne exprimăm. Iar balanța e un semn de aer, are nevoie să se exprime. Nu are nevoie numai să fie de acord cu ceilalți sau să spună da la toate cele. Pentru că, în primul rând, că frustrează nativul, pentru că acest nativ are opinii, are idei, este creativ. De ce nu s-ar exprima? Da? Așa că învățați să vă exprimați nevoile, ideile, fără a vă fi frică că cineva o să zică. Și dacă zice ce? Să fie sănătoși la vară cald. Nu contează. Pentru că oricum voi aveți o manieră foarte carismatică, diplomatică de a vă exprima. Cine naiba se poate supăra pe voi? Decât o persoană dezechilibrată. Iar ăia nu contează. Eventual, bine, nu întotdeauna putem să ocolim persoanele conflictuale. Dar putem să învățăm de la ei cum să nu fim. Da? Marte e retrograd în Scorpion. Ok, Scorpionul, semn de apă, semn de apă, intens emoțional, pasional, capacitatea de a se transforma, mai ales prin trecând prin situații de criză. Scorpionii sunt misterioși, puternici. Și au o capacitate mare de a se regenera. Marte în Scorpion este în domiciliul său nocturn tradițional. Și când Marte este retrograd în Scorpion în harta natală, pot apărea provocări în exprimarea intensității emoționale și în procesul de transformare în anumite situații, mai ales situații de criză. De aceea nativul poate să fie introspect, fiind concentrat mai ales pe transformare interioară. Pe de altă parte, acolo este un clocot interior, da? Și atunci e nevoie să învețe să-și gestioneze cum scoate această intensitate spre exterior pentru a-și exprima talentele, abilitățile, nevoile, dorințele. Pentru că și aici e o tendință mare spre frustrare. Și ce rost are? Ok, puteți să vă analizați situația interioară 1000 de ani, dar dacă nu faceți nimic cu această stare interioară, nu treceți mai departe. E nevoie să învățați să gestionați această intensitate într-o variantă constructivă. În relații, e nevoie de a folosi această intensitate emoțională prin manifestarea emoțiilor, prin intimitate, prin gestionarea acestei energii, ne ducându-vă în varianta extremă, posesivitate, gelozie, dorință de control. Pentru că chestiile astea limitează ce? Dinamica relațiilor, adică celălalt se va simți controlat, ținut în lesă și nu e o chestie foarte drăguță
Nimeni nu-și dorește așa ceva. Nici măcar voi. În carieră sunt potrivite activitățile care vă pun în situații de criză. Acolo funcționați voi cel mai bine. Adică, pur și simplu, situațiile astea de criză, de ultim moment, așa, scoate din voi toată imaginația, creativitatea, intensitatea, capacitatea de a vedea dincolo de această intensitate și, de exemplu, tot ce ține de partea asta psihologică, situațiile dramatice ale oamenilor prin care trec, deci psiholog sau criminalist. Dar poate să fie și o chestie artistică, dramatică, prin care scoateți toată aceea creativitate și imaginație într-o formă neobișnuită. Marte retrograd în Săgetător. Se știe, Săgetătorii, semn de foc, optimiști, plini de dorință de a se aventura în viață, de a învăța o grămadă de chestii, de a explora. Sunt curioși, entuziaști și mereu în căutarea de experiențe. Marte retrograd în Săgetător îi pune pe nativ în situația de a învăța, de a trece prin anumite provocări pentru a învăța să-și manifeste pe deplin această nevoie de învățare și aventură și de a-și exprima clar dorințele. Pentru că poate să existe tendința de ori de reținere în a învăța ceva sau în a explora ceva, ori vă duceți cu totul în ceva, adică vă aruncați cu capul înainte și după aceea, când nu vă iese o anumită acțiune, apare frustrarea. Pentru că acolo există momentul ăla când te dai cu capul tăzit, iar săgetătorului ca arhetip nu-i plac limitările, nu-i plac blocajele. În relații, există riscul ca nativii să se concentreze foarte mult pe propriile lor căutări, pe propriilor lor nevoi, pe propria lor libertate. Și atunci partenerii acestor nativi e nevoie să îi încurajeze pe nativi să spună mai clar ce nevoi au. Fără ca nativii să-și pună partenerii în situația în care rămân cu buza umflată și nici nu înțeleg care e motivația interioară a nativului. În carieră, acești nativi sunt potriviți pentru domenii care au legătură cu abilitatea de învățare continuă, capacitatea de a îi motiva și ai inspira pe ceilalți. Activități care presupune schimbare a mediului, a locului, adică să nu se stea într-un loc. Situații sau activități care îl pun pe nativ să își descopere mai clar care e direcția sa în viață, mai ales în ceea ce ține de dezvoltare personală și ceea ce are de învățat în această viață, prin intermediul educației și călătoriilor. Marte retrograd în Capricorn. Ok, Capricornul este practic, ambițios, disciplinat, cu tendința de a-și atinge obiectivele propuse. E adevărat că sunt muncitori practici și au capacitatea de a planifica orice. Ei sunt un fel de project manager ai propriei vieți. Când Marte este retrograd în Capricorn, în harta natală, nativul, chiar dacă este ambițios, poate să aibă dificultăți în a-și alege calea sau obiectivul pe care vrea să îl realizeze. De aceea e nevoie să-și reevalueze permanent obiectivele și mai ales metodele de atingere a succesului. Ambiția.
poate să fie în extreme. Ori lipsă de ambiție, adică perioada de aia în care spui, bă, nu mai vreau să fac nimic, am încercat toate, nu mai am chef. Sau, în varianta extremă, eu nu mă las până nu fac chestia asta, indiferent de consecințe. Consecințele sunt foarte importante, pentru că pot avea efect nu numai asupra sa, ci asupra altora. Și aici vine nevoia aia de a fi responsabil de propriile acțiuni. În relații, nativii fiind concentrați mai mult pe muncă, pot să-și neglijeze cu succes partenerii de viață. De aceea partenerii e nevoie să le readuc aminte că mai există și altceva după muncă. Adică mai există și viață după muncă, pentru că altfel există tendința asta către exces. În carieră, nativii sunt potriviți pentru a își perfecționa această capacitate a lor de a fi proiectanții propriei vieți. Ok, prin asta că se implică în tot felul de proiecte. Și acolo, pe parcursul acestor proiecte, pot apărea tot felul de provocări, din care nativul poate să învețe exact acele calități sau nevoi care să-l ducă la perfecționarea abilităților din carierele respective. Deci, în principiu, ei pot lucra în orice domeniu, atâta timp cât ei sunt puși în situația de a organiza, planifica, de a gândi strategic, de a acționa, de a verifica, dar fără să fie excesiv. Bine, inevitabil, pe parcursul procesului de învățare pot apărea și excese, dar e o chestie normală și naturală. Și atunci e nevoie să fie conștienți de faptul cum acționează sau cum reacționează în momentele când lucrurile nu funcționează cum și-au propus. Marte retrograd în Vărsător, ok, Vărsătorul, semn de aer, original, inovativ și dorința de a schimba lumea, adică să aibă impact la nivel mare. Ei sunt cu nevoie de independență, progresiști, adică să uite numai în viitor și ok, au o gândire, cum se spune, gândire laterală. Ar fi bine să vedeți ce înseamnă gândirea laterală, că e foarte utilă și pentru viața de fiecare zi. Căutați mă net gândire laterală și o să vedeți ce rezultă. Marte retrograd în Vărsător aduce anumite provocări de-a lungul vieții care să-l pună pe nativ să învețe cum să-și gestioneze propria individualitate în contextul colectivității, în modul cum relaționează cu ceilalți. Cum își folosește ideile într-o variantă inovatoare, cum aduce viitorul în prezent fără să fie obsedat sau excesiv de acest viitor și să fie conștient de faptul că nu toți din jurul lui sunt progresiști. Adică nu toată lumea se uită în viitor și vor rachete spațiale, planeta Marte și extraterestri. Mă rog, acum exagerez. Pentru că tehnologia este foarte bună cu condiția să fie folosită corect. De asta e nevoie și Vărsătorul să fie conștient că schimbările majore în societate și impactul pe care dorește acesta să-l aibă în societate și succesul acestui impact depinde și de modul cum influențează mediul înconjurător. Adică cât de convingător este atunci când vorbește despre inovație, idei și ceea ce dorește el să realizeze. Pentru că poate din partea celorlalți să fie o respingere în prima fază sau o reținere. Și atunci e nevoie să fie perseverent, fără să fie agresiv mental mai ales. Sau să impună gen o utopie care, de fapt, nu are nicio legătură cu o viață sănătoasă. Ok, deci echilibru este cheia.
În relații, acest Marte retrograd învățător e nevoie să fie foarte clar în ceea ce privește modul cum vede libertatea în cuplu. De unde și până unde este această libertate? Câtă libertate există în cuplu în raport cu câtă încredere există în cuplu? Pentru că și libertatea asta dusă la extrem poate să ducă la neîncredere, suspiciune și partenerul de viață să simte că de fapt nativul cu Marte retrograd învărsător e foarte detașat și vine și el din când în când, mai salută, mai spune ceva drăguț și cam atât. E nevoie de prezență acolo, conștientă și de implicare. Ok, în stilul vărsătorului, dar e nevoie să fie. În carieră, nativii sunt foarte potriviți pentru tot ce ține de industriile astea de, care țin de inovare, tehnologie, lumea viitorului. Aici el se poate simți cel mai bine și poate inova cel mai bine, cu condiția, într-adevăr, să se implice în domeniile potrivite. Că, de exemplu, dacă nativul vrea să modifice ceva cu impact major, în domenii care au legătură mai mult cu tot ce ține de tradiție, legi, principii din trecut, pentru că există excesul ăsta. Distrugem tot ce e în trecut ca să dăm voie viitorului. Păi noi nu putem avea viitor dacă nu ne cunoaștem trecutul. Și ăsta e și riscul acestor vremuri pe care le trăim. Să nu uităm niciodată de unde am plecat. Cei care își uită istoria, tradițiile și principiile de viață riscă să repete greșelile trecutului. Pentru că întotdeauna se întâmplă așa. Și asta e și la nivel individual și la nivel colectiv, național, internațional, cum vreți să o luați. Marte retrograd în pești. Se știe, peștii semn de apă, empatici, sensibili, abilități artistice, imaginație cât casa poporului. Visători, intuitivi, capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile celorlalți. Marte retrograd în pești poate să aducă provocări nativilor în modul cum își exprimă emoțiile, cum simt emoțiile celorlalți și cum își folosesc creativitatea, abilitățile și talentele. Pentru că aici s-ar putea să fie anumite excese. Pe de altă parte, pot fi anumite obiceiuri de viață care în loc să-l ajută pe nativ, mai mult îl îndepărtează de realitate și îl duc într-o lume a fanteziilor, care este foarte bună pentru anumite domenii de viață, gen talente, abilități creative, artistice, dar total nepotrivite pentru tot ce ține de realitate, practicalitatea vieții. Nativul e nevoie să să aducă o armonizare între cele două extreme, realitate și fantezie. Dar în niciun caz să nu evadeze cu totul într-una din aceste situații. Nativii sunt atrași de tot ce ține de artistic și spiritualitate, dar e nevoie să învețe cum gestionează această nevoie de manifestare a emoțiilor prin artă sau prin spiritualitate. Pentru că aici drumurile pot fi în sus, în jos, cu tot felul de experimente și experiențe care pe nativ îl poate aduce la cu picioarele pe pământ, dar prin niște experiențe mai neplăcute, nu este obligatoriu. De-aia spun că contează foarte mult starea de prezență în propria viață. Pentru că dacă nativul vrea să evadeze cu orice preț, pe lângă faptul că există tendința de a se izola și a se victimiza, ceea ce e total nepotrivit pentru acești nativ, cel mai bine e să-și canalizeze această energie într-o variantă creativă și cu rezultate concrete, adică totuși să țină cont de realitate. În relații, nativii pot fi foarte romantici,
pasionali, dar într-o formă tipică nativilor arhetipului pești, pot evita conflictele, dar prin poezie, schimbarea subiectului în discuție, da? Alunecarea pe lângă conflicte, partenerii acestor nativi, e nevoie să înțeleagă starea interioară acestor nativi și atunci când ei se pierd, mă refer la nativii cu Marte retrograd în pești, se pierd și se duc spre ruptură de realitate, partenerii lor să vină să-i treacă de mânecă. Unde te duci? Vino încoa la realitate. Dacă vrei să te duci în fantezie și imaginație, foarte bine, dar măcar fă ceva constructiv acolo. Adică partenerul are un rol de a ține nativul cu picioarele pe pământ. Asta e varianta ideală. Dacă nu există varianta ideală, atunci nativul trebuie să fie cu atât mai pe fază în a nu pierde controlul situației. În carieră, nativului se potrivesc domeniile astea care au legătură cu creativitatea, manifestarea talentelor și abilităților artistice sau în cariere în care empatia și modul cum simte emoțiile celorlalți este foarte utilă. Psihologi, psihanaliști, tot ce ține de practica spirituală este importantă, cu condiția ca acești nativi să meargă către școli spirituale cu vechime și să ducă direct la sursă. Adică să nu se împiedice pe drum de niște guru falși. Aici o chestie foarte riscantă în genere și e adevărat că pe acest drum al spiritualității, care nu înseamnă mai meditație, rugăciune, stat într-o picior sau ceva, am mai spus eu cu altă ocazie ce înseamnă spiritualitate. E mai mult decât asta ce am spus. Atunci când ne intrăm în lumea fanteziilor, acolo pot fi anumite capcane, inclusiv niște guru falși. Guru înseamnă profesor. Așa că aveți grijă de voi, indiferent ce, cum, unde aveți voi Marte, în ce zodie aveți Marte retrograd în cartea natală. E adevărat că acest Marte retrograd în harta unui bărbat are legătură și cu manifestarea propriei masculinități. Și aici necesită o muncă de rafinare și înțelegere a propriei masculinități. Iar când e vorba de femei, Marte retrograd în zodii, aici indică că aceste femei pot trece printr-un proces de învățare a modului cum să-și aleagă sau cum să întâlnească, să aleagă și să discearnă corect în legătură cu bărbatul potrivit pentru ele. Aici s-ar putea să fie niște chestii de învățat, de experimentat. Asta nu e nici bine, nici rău. Pentru că în viață nu e numai lapte și miere, mai există câteodată și o coajă de banană pe care alunecăm și căzând așa, alunecând, s-ar putea să ne trezim la realitate și să avem și niște revelații din care să învățăm anumite aspecte. De aceea, uitați-vă și voi în harta natală în ce zodie aveți Marte retrograd. Aștept întrebările și comentariile voastre în descrierea acestui vlog. Până data viitoare, vă doresc numai bine!